Haideți să vedem acum pe Wesley în acest contraatac vasluian. Șutul lui Wesley este respins de Zapata în lateral. Lanski se apără Gerlem, pasă lungă pentru capetanul. Stevierea acestui balon este reținut de Hăisan. Perfectă sincronizarea dintre Golanski și Capetanos. Pasa lui Golanski a plecat în momentul în care Capetanos se afla în poziție regulamentară. Grecul a prelungit pe spate, însă Hăisan se aștepta la așa ceva și a avut o paradă oarecum confortabilă. Sunt faze lucrate, deja a devenit un brand al Stelei, această pasă în diagonală de la fundaș către atacantul de pe partea opusă. Avem reluarea balonului șters cu fruntea de Capetanos, balon trimis de Golanski. La începutul meciului am văzut din partea cealaltă o pasă a lui Petre Marin la acel stop al lui Nicoliță. Marcat Toha, are mingea pe stângul, trage Toha! Bună intervenția lui Hăisan la această acțiune hotărâtă a lui Carlos Toha, cel care a dat un gol în acest sezon cu Ceahlău, dar și un autogol în meciul cu Bistrița. Cristi Hăisan este portarul care n-a mai ieșit dintre buturi din etapa 8-a. El l-a scos din poartă pe titularul Dușan Cuțiac. Tenvangera. O pasă în adâncime. Nu este offside. 2 contra Zapata și este gol înscris de Gerlem la un pas la offside hazardat făcut de Steaua. Vasluiul deschide scorul, iată, repede, în minutul 23. Așa s-a întâmplat și astă primăvară. Gerlem, autorul golului. O pasă de geniu oferită de Wesley din mijlocul terenului. A așteptat o fracțiune de secundă, a aruncat mingea peste linia de apărători a Stelei. Gerlem a plecat și nu era singur acolo, mai plecase încă un coleg cu el. Iată-l pe Wesley la mijlocul terenului, primește și dă imediat balonul în spatele liniei de apărători. Era și Ghencev, cred că, lângă el. Gerlem este cel care controlează balonul, are timp să și-l așeze și apoi să-l execute pe Zapata. Este 1-0 pentru Vaslui, nici nu a fost offside. Gerlem a plecat din spatele lui Golanski. Bănel Nicoliță, Toha vine la prima bară, Bănel Nicoliță trimite însă lung, lovitură de cap a lui Ghionea și este nimic. De două ori mingea lovește bara și apoi ricoșează pe linia porții. Fantastică fază, o revedem, fază grea. Iată lovitura de cap a lui Ghionea. Minge urmărită de Petre Marin, de Ovidiu Petre, da, de două ori mingea cate, odată în fața liniei porții. A avut odată chiar banderola de capitan a Vaslui, deși a venit de foarte puțin timp. Să urmărim această fază a lui Gerlem. Gerlem intră careu, șutul acestuia nimerește în plasa laterală. Și aici ezitarea lui Golanski, sau mai bine zis abilitatea lui Gerlem, care trece apoi și de foarte bună pasă spre Burdujan. Apărarea Stelei un pic descoperită. Burdujan accelerează, lângă el Rada. Burdujan ajunge în unghi, trimite foarte bine în fața porții. Fantastică ocazie! Fantastică ocazie ratată de Gerlem, care a trecut pe lângă minge la un metru, poate 2 metri de poartă. S-ar putea să regrete vasluienii aceste ocazii imense pe care le ratează cu seninătate la poarta lui Zapata. Burdujan a trecut de fostul său coechipier de la Rapid. De Rada a centrat în fața porții și Gerlem n-a nimerit mingea la 5 metri de poartă. Unde era Golanski în bar, bate Bănel Nicoliță, lovitură de cap al lui Capetanos, prinde formidabil Hăisan, foarte bine plasat, a avut poate și noroc portarul vasluian, a reușit să rețină o minge trimisă destul de aproape de linia porții. Semn că decizia a fost acceptată, vedem faza de acum 2 minute. Elei Toha a primit de la Seichei, pasă cu călcâiul a lui Toha, centrează Golanski, lovitură de cap și gol înscris de Capetanos. Faza exemplară de atac a Stelei. Iar ca să-i dăm polonezului ce al polonezului, centrarea a venit din piciorul său de această dată. Gerlem nu l-a mai urmărit până în acea zonă de teren. Toha a pasat cu călcâiul polonezului. Iată reluarea acestei faze din viteză. Fundașul dreapta al Stelei centrează într-o zonă unde steliștii au făcut 3 contra 2 cu adversarii direcți. Capetanos în mijlocul acelui trio.
își plasează lovitura de cap, evident, mult mai ușor de la 7-8 metri decât de la câțiva centimetri de linia porții. Și iată, Capetanus înscrie din nou. Gol au aparținut jucătorilor antrenați de Marius Lăcătuș, Ovidiu Petre, acum Capetanus cu pasă către Sechei, intră în careu Sechei! Cere lovitura de la 11 metri, dar așa cum spuneam, acest francez Filip Calt n-a acordat în ultimul an decât 3 lovituri de la 11 metri. Însă problema Stelei pare a fi alta. Un jucător a căzut singur pe gazon, probabil a călcat într-o groapă de pe suprafața de joc, din suprafața de joc. Sechei se ceartă cu asistentul și noi vedem faza cam încâlcită. Cam încâlcit acest contact, dacă a existat. Iată. Avem o singură certitudine la această reluare, că fundașul Vaslui nu lovește balonul. Pentru restul există Ion Crăciunescu, cel care în această seară la emisiunea lui Ovidiu Ianițoaia, Recursul Etapei, pe GSP TV, va analiza toate fazele litigioase din etapă, inclusiv aceasta. Ah, nu, Sechei n-a călcat într-o groapă, ci a primit o lovitură de la Pavlovici. Lovitură care a scăpat brigăzii de arbitri, cel puțin așa deducem din această reluare. Încă o minge, Capetanus prea bine pe piept, Capetanus protejează și scoate la Sechei, trage Sechei și înscrie cu un șut formidabil la colțul lung. Practic, la ultima fază a acestei partide, Sechei aduce 3 puncte mari în Ghencea. Formidabil șutul lui Sechei. Stoichiță este fericit. 3 puncte care au venit așa cum au plecat altele, cu Urziceniu parcă. Steaua a pierdut în asemenea manieră chiar etapa precedentă în meciul cu Astra Ploiești. A condus cu 1-0 prin golul lui Capetanos. A fost egalată, iar lovitura de grație dată de ex-dinamovistul Păun a venit exact în final de meci. Iată din nou ceea ce a făcut Capetanos, este extrem de important pentru că a scos mingea din zona centrală și a oferit-o lui Sechei. Șutul acestuia, fără preluare, l-a învins pe Hăisan și a făcut ca scorul să fie 2-1 pentru Steaua în acest meci, în care Vasluiul a plătit tribut ocaziilor ratate la 1-0.